portretul lui Neanicu, portretul Lenuței, da? 2, 3, 4, 5, abecedarul, nu știu ce. O să înceapă direct, 222 de milioane, direct începe, fără introducere. Prima pagină în abecedar, 222 de milioane de euro a plătit clubul de fotbal Paris Saint-Germain ca să-l achiziționeze pe brazilianul Neymar Junior de la FC Barcelona. Așa începe manualul. Când încep viața de la 222 de milioane, vezi altfel, bă, pensia. Da? Ăla nu mai poți să-i vorbești tu de punctul de pensie. Că el deja știa. 222 de milioane pentru el erau laptele de la mamă. Da. Asta e. Poate trebuie să ne adaptăm la lumea asta în care trăim. Poate trebuie să mai zbâgnim un pic așa înainte să murim cu totul. Dar na, vom vedea. Până la urmă suntem martori și nimic mai mult. Dane, astăzi că tot era vorba să intrăm în subiect, dar am mai amânat-o un pic pentru că situația era de așa natură. Joacă marile noastre echipe. Sigur, pe Gigi nu-l interesează toată sporovoiala asta cu Neymar. El nu este în stare să-l aducă pe Stanciu înapoi, deși Anderlecht l-ar da pe 4 milioane de euro, adică a se citi pe gratis. Steaua joacă astăzi de la 21:15 în Cehia, la Plzeň. Am văzut că ne înjura unul pe Facebook. Că nu știm bine, să pronunțăm, dar tu știi să pronunți la Berișon de Châteauroux? Hai să fie serioși. Sau Luan Cuiseau, mă îndoiesc. Că nici con, nu știu să spună comentatorii noștri, spun tot Caen sau Can. Așa că ne mai lasă-ne cu pronunțiile Plzeňului, că bănuiesc că nici Hafnar Fjordur nu se pronunță chiar așa. Da, și uite că nu ni s-a întâmplat nimic. Până la urmă, așa. Important e mesajul și nu pronunția. Adică... Nu ne interesează, da. Că dacă luăm toate echipele astea la rând, ne-a mai înjurat odată unul. Da. Că am pus o stende pe ecran cu un singur O, dar ne scria nenorocitul în paranteză echipa olandeză. Că așa e când ai lacune și te uiți, vezi bârna din ochii altora, da? Deci cam așa a fost, da. La noi. Era de fapt echipă belgiană, nu olandeză, dar el ca să ne înjure în graba respectivă. Noi aici suntem la 11 metri și știi care era deviza emisiunii? O cunoșteau ascultătorii noștri. Asta e emisiunea în care vorbesc eu. Da? Nu vorbesc ascultătorii sau invitații. Așa le și spuneam alora. Tată, nu vă convine? Închideți, dumne, telefonul, închideți aparatul de radio. Asta e emisiunea mea. Cum a zis ăla, asta e gara mea. Da? Răzvan Vasilescu. Deci nu e nicio discuție aici. Nu vii să te simți bine. Ciocul mic și ne asculți pe noi dacă-ți convine, dacă nu... Găsește-ți în altă treabă, în altă parte treaba. Da, Radu, am deschis gazeta astăzi, auzisem ceva zvonuri, dar sincer, având confirmarea asta, mă rog, e oarecum, încă mai sunt speranțe, e vorba de echipa probabilă a Stelei, meciul de diseară. Am deschis gazeta, mi s-a făcut părul măciucă, e ceva de neimaginat cum se prefațează partida asta. Hai să deschidem. Eu sper din suflet totuși să nu fie așa, deși mă îndoiesc că vor fi schimbări. Practic, 11-le de start este, cu excepția lui Budescu, cu cam același Budescu e un minus că nu mai e. Da, dar din păcate, iată, Dică... Păi dar cine putea? La cine te așteptai? Spun imediat cum ar trebui să fie. Ar trebui să fie în felul următor. În stânga, Junior Moraes. Și acolo unde e locul lui și unde deci ar trebui... Deci ești de acolo cu Niță în poartă, da? Niță în poartă, bun, absolut. Fundaș. Ar trebui să fie Junior Moraes și în stânga e singurul jucător care ar putea compensa problemele din apărare. De ce spun asta? Pentru că l-ar muta pe Momcilovic în mijloc alături de Bălașa. Aici apare Junior Moraes alături de Pintili în fața apărării. Da, dar eu zic în banda, da, în banda. Am înțeles, da, deci tu îl vezi în locul lui Momcilovic, da, pe Moraes. Momcilovic trece la mijloc cu Bălașa, iar în partea dreaptă, sub nicio formă, Enache e cea mai mare catastrofă pe care o poate produce gândirea patronului Stelei. Acolo ar trebui să fie Pleașcă, dacă nu există alt jucător mai bun. Pleașcă care n-a făcut deloc o impresie proastă până acum la Steaua. Dar mâine o să joace Pleașcă, că eu pe Pleașcă îl vreau, nu mai vreau pe Dică. Dică, mă, locul lui Pleașcă. Dică, da, să fie pe dreapta și Pleașcă antrenor. Dică cine la el acasă. Ce o să zică? Da.
la el acasă, adică. Bun. În centru, evident, Pintilii e de neînlocuit acolo, dar alături de el ar trebui să fie Teixeira. Asta este părerea mea, într-un meci în care ai nevoie să marchezi. N-ai nevoie de doi jucători defensivi acolo în mijlocul terenului, ci ai nevoie de unul ofensiv și unul defensiv. Teixeira ar trebui să facă pereche acolo cu Pintilii. În banda dreaptă ar trebui să fie Man, pentru că nu există altă variantă mai bună. În partea stângă, se Florin Tănase. Se va spune despre Man, dacă va juca, da, și nu va da randament, era prea crud, da, pentru un asemenea meci. Astea sunt expresiile. Ăsta e fotbalul. Voi nu vă bucurați că vine Neymar la PSG. Da. Da? Atenție. PSG, cum îi spuneți, da, voi. Dar nu vă bucurați de asta, dar că era la Barcelona, dar Barcelona cum l-a cumpărat pe Neymar? Nu tot cu Gologani, că doar Neymar i-a dus din Brazilia. L-a adus sub Isareta, că el era director sportiv la Barça când a semnat Neymar, dar l-au convins să vină pe Gologani. Dar nu este jucătorul Barcelonei, tot pe Gologani se duce și la Paris. Cum să nu te duci, bă, când îți dă un euro pe secundă? Da? Ce e asta, mă? 80.000 de euro net pe zi. Da? Da? Ce o spune politicienii, mă, oare cât trebuie să furi? Da? Care e randamentul? 80.000 ăsta se împarte la câte zile de șpagă, de exemplu? Că la Neymar nu contează. Atenție! Și dacă e accidentat, tot atâta ia. Aia să trece în clauză, bineînțeles. Îți dai seama ce Dragnea acum, uite-mă, și eu m-am făcut politician. Da. Deși el a fost aproape, că deplasările lui în Brazilia îl puteau face și fotbalist. Ideea să vin din Brazilia în România, nu din România în Brazilia. Mă rog. Bun. Așa, deci, bun. De a muri, ce spunem despre de a muri? Absolut un om de nimic. Nefolosit în echipa Stelei. Tănase. Un jucător care nu dă... Tănase ar trebui să vină în stânga în locul lui de a muri. El joacă bine acolo. În spatele atacantului, care trebuie să fie Alibec în mod evident, ar trebui să fie Noe. Deci, da, ceva mai mult, sigur, curaj, pentru corect, că avem nevoie să marcăm și să câștigăm partida. După părerea mea, Alibec n-are șansa să ajungă la mai mult de 3-4 mingi tot meciul. Pentru că dacă joci cu un singur vârf, ăla Alibec, care e lent, care are nevoie să primească mingea direct, sigur, el se va întoarce să-și o câștige el, să se descurce, că are un pic de tehnică, dar atunci nu mai rămâne nimeni în locul lui când el se întoarce. Da? Da, și să remarcăm, deci, o calitate... Alibec, după părerea mea, nu poate să joace singur în față. Să remarcăm o calitate pe care o are Noere, o calitate extrem de evidentă, și anume oportunismul. Da? Noere este omul care poate nu joacă nemaipomenit, dar e acolo în fața când porții. Când e? Că, de exemplu, la meciul turcu Plzen a avut câteva situații enorme și n-a fost oportunist deloc. Le-a arătat un prost. Dar se mai întâmplă să fie în situația asta și să marcheze. Am văzut în campionat cu Craiova a făcut-o. Asta... E o echipă prea defensivă pentru ce trebuie Steaua să facă. Deși la, dacă la ne uităm, Dane, peste echipa lui Vrba, care seamănă cu Iuliu Mureșan în poza asta din GSP, ei n-au pe nimeni. Deci de cine am auzit noi? De Havel, dar noi știam că e președinte, nu... L-au pe Lolec și Bolec nu în poartă. Fundaș, da? Bolec așa. Am mai auzit de Petrățela ăsta. Eu cel puțin am mai auzit de el, numărul 11... De la ei, acum știm și de Cârmenci, că ne-a dat gol în tur. Corect. El a deschis scorul la București. În rest, cine sunt ăștia? Iar abordarea patronului cu ceea ce a spus în ultimele zile despre cei din club, considerându-i pe toți servitorii săi, cred eu că este cea mai pură dovadă de lipsă de profesionism. De amatorism, exact. De amatorism. Da, 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 nu corect. Poți să faci absolut nimic în aceste condiții. Sigur. Steaua e condamnată. Corect. Fotbalul nu este un sport individual. La fotbal nu poți să spui eu, într-adevăr. Aici e nevoie să ai o armată, cum de altfel spunea și el. Nici dacă te numești Neymar, nu poți să spui eu în fotbal. Evident. Nici dacă te numești Maradona, nici dacă te numești Ronaldinho sau Messi. Nu, la Messi poate e o mică excepție, că el are tulburare de spectru autism, dar la ceilalți e un joc de echipă. Și Zlatan avea ceva, că în orice caz și el spunea la fel. Zlatan la Milan, ai văzut? Fotbalul sunt eu. Da, corect, corect. Bine, Zlatan are doza lui de... Paris Saint-Germain sunt eu, a zis, am o dreptate. Da, el a fost arogantul minune, care într-adevăr le-a spus pe toate și a avut dreptate în toate. El a spus, istoria lui Paris Saint-Germain a început cu mine. Așa este. Cum a plecat Zlatan, PSG a pierdut campionatul. Chiar dacă Edinson Cavani a fost nemaipomenit. Deci Paris Saint-Germain, să ne așteptăm în sezonul viitor, când va juca acasă cu Amiens, va avea un atac... Di Maria, Cavani, Neymar. Deci ăsta va fi atacul lui PSG. Pastore, sigur, care deja e în vieux de la vieille acolo,
îl scot ăștia la pensie, că el a fost primul element al proiectului Catarez la Paris, proiect între ghilimele, desigur, așa credeam, de asta îi spun proiect, este corect, dacă ne luăm cronologic, pentru că el a fost primul mare transfer al lui Paris Saint-Germain, varianta arabă. Acum îl scot la pensie pe Pastore și îl asigurăm pe premierul nostru, Mișu Tudose, că o să fim atenți să nu aibă pensia mai mare decât salariul. Javier Pastore. Da. Javier Pastore, domnul Tudose, câștigă cam 600 de mii de euro neto pe lună. Deci o să fim foarte atenți să vedem să nu cumva să-i dea o pensie mai mare pe PSG. Dacă îi dă 300 de mii de euro net pe lună pensie, cred că toată lumea va fi de acord. Apropo de asta, o glumă absolut deplasată, cea cu Simona Halep de zilele trecute. Nu mai știu cine a făcut-o, tot așa un personaj din PSD, care spunea, zice, domnule, să dăm mai repede legea aia cu indemnizațiile pentru femeile însărcinate, pentru că dacă cumva Simona Halep rămâne însărcinată, am încurcat-o. Așa, că va câștiga 18 lei sau cât o fi. Nu, că ar fi un procent uriaș din banii pe care câștigă acum. Ah, ok. Adică dacă ea câștigă gen 1 milion de euro pe an, atunci statul ar trebui să dea, în perioada în care nu joacă, o indemnizație probabil de 70% sau cât este ea în prezent. Da, în sensul ăsta, da, așa. Bine, în fine, nu știu dacă îi trebuie ei, că acum așa a făcut cafenea la Constanța, am zis că nu-s prețuri foarte mare acolo. De genul, iei un cappuccino doar de 4-5 ori mai scump decât îl iei de la terasa de vis-a-vis. Deci este ok. Adică nu sunt prețuri de yaki, vreau să spun, unde cu jumătate de noapte la yaki, că să zicem te răsucești în somn și te dai jos din pat, cobori la recepție și la miezul nopții spui dați-mi vă rog jumătate din bani înapoi, că nu mai poți să dorm, așa e de scump. Deci cu banii pe care îi dai o noapte la yaki, dormi în turnul Eiffel. Deci absolut nicio problemă. Și vezi și teroriștii venind. Dacă stai acolo sus, la unde e farfuria aia zburătoare, în turnul Eiffel, chiar în vârful, da? La tichia aia de mărgăritar, dacă stai, acolo vezi și teroriștii venind. Ei nu vin în fiecare zi. Dacă vine, îi vezi. Da? Deci ai și avantajul ăsta. Bun. Dane, luăm o pauză de publicitare, și ne întoarcem să vorbim un pic și despre yaki ăsta din teren. Să vedem Gicanu cum alcătuiește echipa diseară, o seară de șoc, într-adevăr, cum o numește și GSP-ul. Sunt 15 milioane de euro puși la bătaie în această seară. Cel puțin. Nu 222 de milioane, 15, da? Sigur că ați sesizat diferența, noi boxăm în continuare în liga celor mici. Revenim imediat. Dragi prieteni, odată e ca niciodată, din cele 5 partide europene ale cluburilor românești la acest mijloc de săptămână, 4 sunt pe canalele televiziunii publice, TVR1, TVR2 și TVR HD. Un singur meci pe ProTV, meciul de la Milano, între AC Milan și Universitatea Craiova de mâine seară. Dar spuneam, Dane, că vorbim un pic pe final despre Apoel Viitorul, care deschide astăzi seria de 14 meciuri din UEFA Champions League. Meciurile din Europa League sunt programate de la ora 19, dar în ceea ce ne privește pe noi, meciul Viitorului este primul de pe lista de Liga Campionilor. Apoel pleacă favorită, Dane, dar are și Abubelei, da. Nu mai are, practic, aceeași anvergură ca înainte de prima manșă. E adevărat, ei au trecut de Dudelange în greu preliminar anterior. Exact, 1-0 acasă, 1-0 în deplasare. S-au chinuit, iată, cu niște luxemburghezi, totuși destul de accesibil, ai spune. În meciurile amicale pe care le-au disputat în vară, au obținut rezultate slabe. Nimic convingător acolo. Fostul antrenor a fost demis, el fusese la 1 iunie numit olandezul, adică n-au, Mario Ben. N-au, de exemplu, ispravă de tipul Ostende, care a bătut Steaua în amical. Nu, adică au absolut, așa ceva. Absolut nimic nou. Sigur. Mai mult de atât, nici n-au început tot campionatul. Și au demis vechiul antrenor. Noi. Exact, și au demis vechiul antrenor și au adus tot așa o fostă glorie care în 2014 reușea dubla, campionat și cupă, însă apoi era demis după rezultate extrem de slabe și pleca în țările arabe. De unde iar a fost demis din 2016, și era pe drumuri, și acum vine și el la Apoel și încearcă să scoată pe Viitor.
Eu zic că Victor are șansa ei. Da, Victor Pițurcă oare nu e interesat de Apoel? Victor Pițurcă nu știu dacă e pe zona aia, pe zona aia de Andone. Da, acolo. A fost și el odată, probabil, la un dat afară, când era liderul campionatului. Corect, corect. Probabil pe Andone îl sună când vor să se intereseze de România. Nu contează, nu știu, dar să încerce și cu Neapiții, pentru că Neapiții este interesant din mai multe motive. Primul, de exemplu, și cel mai important, poți să nu-l plătești. Cum au făcut arabii de la Jeddah sau pe unde se ducea el, nu i-au dat niciun bani. Cum se mai întâmplă toată pe la casino când se duce pe acolo. Da, până la urmă, sigur, el i-a dat în judecată de mai multe ori, am înțeles, cu ajutorul FIFA și așa mai departe, și și-ar fi recuperat sau își va recupera 700 de mii de euro, scrie ziare.com, până la sfârșitul acestei săptămâni. Adică dacă nu ia astăzi, nici mâine, nici poimâine, iar trebuie să sune la FIFA. Dacă până vineri nu intră bănuțul. Poate să intre luni, dacă ai bagă banii vineri după amiaza. Intră abia luni. El probabil este pe lângă bancomat acum, știi? Da. Și depinde cât are, depinde la ce, la ce bancă are cardul, pentru că sunt unele care te taxează și la interogare de sold. Și atunci până ți intră banii, pierzi o avere, pentru că el dă refresh la bancă, când ai de luat 700 de mii de euro, zic, nu e o sumă mare. În casino o pierde în 3 seri. Dar e o sumă mare pentru libertatea, pentru click, pentru oamenii în general de stilul ăsta. Pentru ăștia sunt mulți bani. Uită-te cât are de luat Pițurcă. 700 de mii. Dacă lua 7 milioane, erau bani, în orice caz. Bun, ce să ne așteptăm, Dane, la Apoel viitorul? Să califică Hagi? Să se califice Hagi, ar fi nemaipomenit, ar însemna prezența... Să sperăm, nu, să poate califica. Adică are niște argumente alea cu speratul. Știi, dacă ar fi să judecăm doar după meciul tur, însă mă gândesc că este o greșeală să judecăm doar după un singur meci, viitorul va avea probleme acolo, pentru că am văzut la Apoel o linie ofensivă foarte bună. Niște jucători foarte mulți la ei, călcâiul Ahile este defensiva. Dar cum de n-au reușit să marcheze? Că la Ovidiu nu era o atmosferă de aia de tip ei n-au meciuri în picioare. San Siro. N-au meciuri în picioare și chestia asta s-a văzut, dar e posibil să aibă ceva emoții Vitor acolo. Eu îmi doresc să califice pentru că dacă ar merge în turul următor, ar însemna prezența automată cel puțin în grupele Europa League, ceea ce pentru fotbalul românesc e bine. Avem nevoie și un pic de moral în momentul de față în fotbal. De moral, nu de morală. De moral. Da. Da? Că dacă e vorba de morală, mai bine asta acasă, Hagi. Eu zic că ar fi moralmente mai interesant să stea acasă, să nu ne umple iarăși capul că el a făcut pentru țară și noi nu. Deci uite, dacă vorbim de morală, la viitorul chiar se potrivește, pentru că, eu știu, un La Fontaine sau cine se mai ocupă de fabule. Grigore Alexandrescu. Grigore Alexandrescu, da. Uite, ar putea avea cazul ăsta cu regele care, nu, a câștigat niște bătălii. Regele, da, cum s-a dus peste Afrodita. Exact. Și cum i-a dat el peste bot. Deși nu prea merge să-i mai dai peste bot. Astăzi a ajutat-o la cumpărături. Da, i-a ținut plasă. Da, Steluța, altfel FCSB, dar putem spune Steaua, dacă ProTV, care este canalul de casă al lui Gigi Becali, ProTV-ul transmite toate meciurile de pe teren propriu ale Stelei. Hai să stabilim preliminare între noi. Eu nu așa văd lucrurile, dar nu știu dacă ești de acord. CSA-ul este o echipă departamentală. În fotbalul de astăzi, când se face transferul lui Neymar pe 220 de milioane, noi mai vorbim de echipe departamentale? Adică ce vrei să spui? Că CSA-ul, CSA-ul, da, echipa armatei, nu și-ar putea permite să transfere niciun tramvai. Sau dar ce? Despre ce vorbim? Despre ce vorbim? O echipă amatoare și în fotbalul profesionist? Da, o echipă departamentală, da, echipa armatei? Ei nu mai sunt echipa armatei, sunt echipa lui Gigi. Nu. Da. Deci eu mă refer la CSA, echipa lui Lăcătuș. A, aia de Liga 4, aia lui, exact. Lăcătuș. Bă, da. Aia, stai puțin, aia sunt într-un fotbal deocamdată incipient. Ce să fac acolo? Nu, dar mai poate exista o echipă departamentală în fotbalul în care se dau 220 de milioane pe Neymar? Da, bine, e alt fotbal. Mai ca și cum ai spune că în sportul în care juca Harlem Globetrotters, da, ai noștri marcau 32 de puncte într-un meci de divizia la basket. Sigur că se poate, e un sport diferit la lor. Nu, tocmai de aceea spun că este un campionat amator, da. Pentru că a fost continuatoarea echipei de atunci și pentru că în fotbalul de astăzi nu mai pot exista echipe de departamentale. Vrei să spun ceva? Tot Gigi sunt și aia, mă. Da, tot al lui Gigi. Poate mai bun, poate mai rău. Lăcătuș nu e al meu, nu l-am ținut eu de milă. Nu l-am adus antrenor de milă. Dacă îi dau acum 10.000, vine... Exact. 10.000 dau și mâine aici, ai slugă. Corect. Deci vine Lăcătuș, fraților, dacă îl dă afară pe Dică. Viseară este un titlu în Gazeta Sportului, cam lung titlu, dar care, până la urmă, imprimă bine nota serii, și anume, păi dacă Gigi vrea să mă dea pe mine afară, eu ce pot să fac? Nimic.
Asta spune declarația Dică. Lui Dică de ieri, da, de la conferința de presă. E cam lungă presă. Încoată, spun, dar e ok. La asta ne așteptam și noi. Deci ideea ar fi ca Hagi, am văzut că e un arbitru spaniol la meci, dar stai că nu, m-am uitat greșit, la Steaua e arbitru spaniol, nu la Viitor, așa este. Alejandro Hernández este la Plzen. Nu-i prea bine să te arbitreze un spaniol în deplasare. Și un rus la Apoel cu Viitorul. Deci asta nu-i bine, absolut Escos. Deloc. Alexei Escos. Absolut deloc. În contextul actual, o fi primit și rusul la un telefon și s-o fi spus, bă, românii, te interesezi, un singur lucru trebuie să faci, mă. Serghei. Să te interesezi care-s românii. Să nu treacă de centru, bă. Să nu faci ca ăla la Buia cu Șalcău. Când confundase echipele și nu i-a lăsat pe ai noștri să treacă de centrul terenului toată prima repriză. Radu, ne întreabă oamenii ce părere aveți despre celelalte meciuri ale echipelor românești. Evident, Craiova nu... Păi am cam vorbit despre ele. No, nu-i nimic spere. De spus. Da? Craiova și Dinamo nu se vor califica, nici n-au cum, iar Astra ar fi interesant să meargă mai departe, să avem și noi o echipă în play-off-urile astea. Sigur, vom avea echipe în play-off, numai că alea vor fi deja... cu moralul în șosete, adică Steaua și și Viitorul, dacă ratează astăzi calificarea, să ducem play-off-ul Europa League. De asta o să te și întorci tu, Dane, pe data de 17. Pentru că acolo sigur vom avea meciuri. Așa este. Este evident că fotbalul românesc va avea meciuri pe 17 august, când este programată manșa întâi a play-off-ului sau a turului de baraj. Cum îi se spune, manșa a doua o să o prindem împreună pe 24 august. Este perfect. Aceasta este ultima ediție a emisiunii 11 metri până la data de 17 august, când va veni Danda mai spre seară. Corect. Așa, și noi o să ne reluăm emisiunea de pe 21 august pe coordonatele astea de ghetuțe. Adică între 16, între două ghetuțe. Da, între 16 și 17. Urmează să negociați astea telespectatori cu ghetuțele în această perioadă, să le vedeți cât mai des, să vă jucați de-a v-ați ascunselea cu ele, da? Să puteți să pariați pe ghetuțe. Da? Deci depinde de inventivitatea fiecăruia, pentru că ele sunt aici. Ghetuțele ne vor ține nouă locul într-o oarecare măsură, mai depinde cât. Da? O să fie interactivă televiziunea. Apăsați pe ecran, pe ghetuțe. Apăsați unde vreți pe ele, vă uitați bine că n-aveți voie să apăsați decât o singură dată, așa am înțeles că va fi. Deci din fiecare casă, din fiecare cămin, numai o singură dată se va putea apăsa pe ghetuțe. Apăsați unde vreți, dar uitați-vă bine unde apăsați și veți intra cum intrați cu Siri ăsta în legătură, veți intra și cu ghetuțe și puteți să o întrebați pe ea de Alexandria, de Plzen, de... o să vă spună ea, cum făcea cu Ana Leana pe vremuri. Bun, ne revedem diseară. La revedere, prieteni. Diseară, când o să-l anunțăm pe Dică. Toate bune.